Cum aflăm tonalitatea unei melodii, dar și ce alte indicații importante prezintă o partitură, aflăm astăzi. Pentru a înțelege o lucrare muzicală sub toate aspectele, trebuie să știm să analizăm partitura. Vom începe analiza noastră muzicală cu binecunoscuta melodie pentru pian, Balada pentru Adelina. Imediat după prezentarea titlului și a autorului, avem o indicație de tempo, adică viteza de execuție a lucrării muzicale. Pătrimea, adică nota de un timp, fiind fixată la 60 de bătăi pe minut. De obicei, termenii muzicali sunt prezentați în limba italiană și fiind limbă latină, ne putem da seama cu ușurință că lento conduce spre o interpretare lentă a melodiei. Primul sistem este compus din portativul încheia sol cu notele pentru mâna dreaptă și portativul încheia fa cu notele pentru mâna stângă. Trebuie să analizăm atent dacă partitura prezintă sau nu alterații la cheie, pentru a putea ști în ce tonalitate ne aflăm. În acest caz avem 0 alterații la cheie, ceea ce ne conduce spre 2 variante. Dacă melodia este majoră, suntem în tonalitatea do major, iar dacă este minoră, suntem în tonalitatea la minor. Acestea fiind singurele tonalități cu 0 alterații la cheie. Însă aici este vorba de do major sau de la minor? Cum am putea afla asta? Sunt 2 modalități. 1. Putem asculta melodia pentru a ne da seama dacă sonoritatea este veselă sau tristă. Și 2. Ne îndreptăm atenția spre primul sunet din cheia fa cu care începe melodia. În acest caz, nota do. Deci, 0 alterații la cheie, sonoritate luminoasă și primul sunet din bas, nota do, suntem în tonalitatea do major. După cheie, la începutul melodiei ni se comunică măsura în care este scrisă lucrarea muzicală. 4 pătrimi. Pătrimea fiind valoarea de un timp. Deci vom avea în fiecare măsură a melodiei câte 4 timpi. Putem să și verificăm. Deci bara de măsură se va pune după fiecare 4 timpi. În primele 2 măsuri avem un intro, adică o parte de introducere înaintea temei. Tema principală începând din măsura a 3-a, acolo unde linia melodică este preluată de mâna dreaptă, iar acompaniamentul de mâna stângă. Acompaniament reprezintă o linie de susținere a melodiei realizat prin acorduri. Ce alte indicații mai sunt prezente în partitură? Nuanțele, adică cât de încet sau de tare trebuie cântate acele note muzicale. Acestea se schimbă pe parcursul melodiei, putând să difere, după cum observăm, chiar de la o măsură la alta. Prima indicație este un mezzo piano, care înseamnă potrivit de încet. Și se schimbă imediat în următoarea măsură cu un mezzo forte, care se traduce potrivit de tare. Creșterea volumului nu se realizează brusc, ci treptat prin indicația crescendo. Iar după mezzo forte, imediat decrescendo. Crescendo crește volumul, decrescendo reduce volumul. La începutul sistemelor avem indicația ped, ce se referă la utilizarea pedalei de prelungire a sunetului, de obicei utilizată în muzica lentă. Pedala se va apăsa la începutul măsurii muzicale și va reveni la poziția inițială la final, urmând a repeta procedeul pentru celelalte măsuri unde este indicată. Ce se întâmplă însă dacă la cheie apare o armură? Să analizăm un fragment din Mica serenadă nocturnă de Wolfgang Amadeus Mozart,
în aranjamentul pentru pian. Diferențele dintre aceste două partituri sunt mai mult decât evidente. Diezul de după cheia sol reprezintă alterarea ascendentă a tuturor notelor fa. Practic, unde apare nota fa, în această melodie va fi fa diez. În ce tonalitate am putea fi? Sonoritatea? Veselă! Observăm că primul sunet din cheia de bas este sol, dublat de această dată și de nota din cheia sol. Însă mai avem încă două variante bonus. În lecția anterioară despre structura gamelor majore, am descoperit că tonalitatea cu un diez la cheie se numește sol major. Și al doilea bonus, regula pentru a afla denumirea tonalității în cazul armurii cu diez este să urcăm un semiton de la ultimul diez de la cheie. În acest caz este singurul diez de la cheie, fa diez. Urcând un semiton, am ajunge la nota sol. Deci sol major! Această lucrare reprezintă opusul baladei pentru Adelina, atât din punct de vedere al tempoului, folosește un tempo mult mai alert, cât și al nuanțelor. Începe într-un mezzo forte, adică potrivit de tare, dar și al notelor punctate, numite în italiană staccate, adică note foarte scurte. În contrast cu folosirea pedalei pentru a prelungi notele în melodia anterior analizată. În concluzie, printr-o partitură, compozitorul ne comunică tempoul, tonalitatea prin armura la cheie, măsura, dinamica, agogica și digitația!